Un ochi râde, altul plânge după evaluarea națională. O suită de note extraordinare urmate de nenumărate medii de 1, 2 și 3. Un învățământ polarizat în care situația financiară are un impact major asupra rezultatelor. De cele mai multe ori, mediile cele mai mari sunt înregistrate de elevii din zona urbană, acolo unde locurile de muncă sunt mai numeroase, iar susținerea unui elev este mai facilă. În mediul rural, din ce în ce mai mulți copii renunță să urmeze liceul, iar anii gimnaziului îi împart între băncile școlii și muncile câmpului. Iar de aici, abandonul școlar este iminent. Situația financiară nu le permite să fie, să zic, pregătiți pentru școală zilnic, să fie îmbrăcați, să aibă rechizite. Renunță pe parcurs sau se opresc la cele 8 clase, nu se gândesc la mai departe, adică nu se pregătesc îndeajuns pentru evaluarea națională. Cam greu se ajunge la copiii de la sate cu soluții ca să nu abandoneze școala. Elevii care ajung să depășească cele 8 clase și își propun să meargă la liceu au nevoie de bani pentru cazare în situația în care provin din localități îndepărtate. Sunt adăugate cheltuieli cu naveta, hrana, iar dacă părinții trag linii, atunci văd că nu le pot susține. Școala online a mai dezvăluit un lucru, și anume sistemul informatic, alături de rețelele de internet și dispozitivele mobile, sunt prezente și nu prea în zonele rurale. La toate acestea se adaugă un sistem de învățământ bulversat de la an la an. A fost bulversat întreg sistemul de învățământ. Înainte, când eram copii și aveam carte de istorie, era aia se respecta, era litere de lege. Acum vin nu știu câte edituri. Singura șansă pentru elevii din mediul rural fără posibilități financiare rămâne liceul dual. Înființarea acestor licee tehnice cu învățământ dual, posibilitatea de a-i susține mulți dintre elevii noștri, cam aceasta ar fi soluția. În jur de 250 de elevi au ales în acest an să nu susțină evaluarea națională. Fie sunt luați de familie și merg în străinătate unde părinții desfășoară activități, au job și lucrează acolo, fie pur și simplu abandonează, da, ne-am confruntat cu aceasta și ne confruntăm de fapt în fiecare an, procentul numărulor este ceva mai mic în acest an. Față de anii trecuți, numărul celor care abandonează școala este în scădere, dar fenomenul încă există, iar cifrele se modifică de la an la an.